Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod Astăzi o să trecem prin skin de la chapter 2 Chapter OG, cel remix care va veni În câteva zile, mai exact pe 2 noiembrie din ce știm -și, și hai să vă prezint care sunt skin Pentru că fără au dat două teaser Cum au dat și la chapter OG După cum putem observa aici Astea au fost teaser pentru chapter OG Mi se par mai bune astea dacă mă întrebați pe mine cu poza Și să se completeze poza între timp și asta e teaserul de la Chapter 2 Remix, mă rog, sunt două videoclipuri și haideți să vedem ce skin-uri conțin pentru că deja ne-am luat puțin spoiler, eu știu pentru că m-am uitat, dar dacă voi nu vă uitați pe Twitter, hai să vedem împreună ce, ce s-a băgat. Like, subscribe, cum și hai să trecem la clip. Deci avem așa, cred că primul teaser, teaser de asta. Uh, Edit the first teaser, trail for the, uh, așa, o să vedem, asta editat. Ok, aici practic ne arată și skinurile. O să dau muzica off în prima, în prima, fază vreau să zic că vedem pe 8 ball pool ăsta Deci ne ca pe skinul ăsta cu, cu biliardul Care e remixat cu galben Așa pare destul de mișto Cred că o să fie uh, editabil eu așa mă gândesc, lăsați în comentarii ce părere aveți Iar al doilea skin este pe Tientina Sau cum se o numi asta, că nu mai țin examen minte Dar nu, momentan nu mă sparge Decât skinul ăsta mi se pare destul de cool Așa, dacă trecem frumos mai departe uh, Ok, vedem că ăsta e un teaser mai vechi gen și aici acum ar veni a skinul nou La fel și pe Tientina Aici, la fel pe obol La fel pe Tientina și din ce am înțeles eu, o să fie remix și pe da, cred că găsim undeva mai sus, da? Da, pe Chaos Agent și pe nu știu cine e ăsta, eu nu mai știu cine e ăsta, cum se numea. Uh, Toxic Agents, Scaff, uite, vă că zice aici, Name Predictions. Ah, Name Predictions, ok. Uh, da, aici avem o poză din Chapter OG care mi se pare mult, mult mai bun Îl avem pe Midas care e combinat cu Meowskulls, ceea ce mi se pare destul de insane Mie nu-mi place Midas, dar îmi place Meowskulls skinul în sine și sper să fie un skin bun Pentru că avem aici, dacă trecem mai departe pe următorul tab, skinul făcut în calitate de unii, unii băieți Avem aici twitter lor și l-au făcut cam așa, cred ei, cu să in-game Pentru că de ce vedem aici în teaser, ei l-au făcut doar high quality ca să putem să-l observăm mai bine dar vă dați seama acum la mână niște tatuaje de astea, poate nu sunt făcute bine, dar în rest e uh, destul de accurate. Mi se pare destul de bun, Vreau să fie mai skinny, o să avem mai încolo o variantă skinny și un style făcut fermei. Să vedem dacă uh, o să se mergească. Mi se pare un skin destul de bun, lăsați în comentarii ce note ați da acestui skin. Următorul este pe TNT, sau cum se numea asta. Uh, nu prea mă rupe, sincer. Chiar nu prea mă rupe, mi se pare un skin basic, nu nu prea place. Agent X-Toxin. Uh, zice batul ăsta aici, remix Mi se pare ok -ut. mi se pare ok ut nu sunt fan a skinului, dar mi se pare destul de ok ut deși repet, cred că Fortnite OG a fost mai bun. Aici avem uh, poza calitativă de la ăsta pentru că nu l-a pus baiatul și restul skinurilor care se vor adăuga. Ăsta mi se pare ultimul că a fost chiar un service skin, dacă nu mă șer, și a fost un meme pentru comunitatea Fortnite pentru, pentru ceva timp, dar... Uh, da, 5 skinuri, nu știu exact câte skinuri o să intre în Battle Pass, o să fie și skinul la uh, cum ar veni de la questuri sau de la ce să mai fie Ce uh, Cine știe Mă gândesc că poate Deci nu știu când se bagă Snoop Dogg Pentru că s-a licuit și, și colaborarea cu Snoop Dogg de ceva timp Și se bagă acum recent În câteva zile din ce știu Și poate să fie skinul ăla în Battle Pass Dar mă îndoiesc Mă îndoiesc că ar fi uh, Skinul cu Snoop Dogg Bun Ce mai avem aici? Asta e făcută fan După cum puteți observa și poza Glicii și Agent Pili care nu are ce căuta Că deja există, dar aici este un style de gold pentru că știți bine Midas are stilul ăla de gold, așa să fie și pe meow combinat cu Midas. Ei bine, s-ar putea să fie, doar că nu s-ar arate așa, pentru că de ce vedem noi în teaser unde era aici, Meowth arată mult mai musculos și e ceva normal pentru că e Meowth până la urmă, deși pare un pic ca caricatura a Peter Griffin a ceva de genul cu care nu prea ai jucat că pare prea mare hitbox, oricum, e bun de colecție, deși overall nu mi se pare wow acest, pest. Cam astea sunt chestiile pe care le avem. Mai avem niște, niște licuri de la Hypex. Hai să căutăm Hypex frumos unde e Hypex. Bam, following, avem la follow frumos. Și aici s-a băgat deja pe uh, Fortnite niște chestii pentru event cu teasere. Nu știu ce ori însemnea chestiile astea. Chiar nu știu ce înseamnă. Vedem niște grafituri, niște chestii. Uh, nu mai țin minte exact foarte multe din chapter 2, chiar nu m-am jucat foarte mult în chapter 2. The in game Fortnite event teaser will appear tonight or tomorrow morning. Asta a fost acum 15 ore. Ok. Ok, și asta abonesc că să se facă full la un moment dat, să abonez, că deja s-a făcut. Și mai avem aici niște speriuri sau ce chestie o să fie, ceva cu graffiti. Mm dacă mă întreb pe mine mai mult îmi ducea Season X chestia asta când, uh, când eram pe tipa aia cu grafiti, deși nu cred că au vreo legătură. Nu știu dacă pot să-mi dau ceva, seama de ceva locații de pe aici. Hmm. Hai, nu, chiar nu știu. Da, nu știu ce zic în comentarii, băieții, chiar nu, chiar nu. Sunt curios ce POI-uri noi o să vină, mai avem niște chestii cu Battle Pass acum să vă zic și chestiile noi. Uh, să se scot steluțele de la Battle Pass. Uh. No More Better Sense, of Buying, Level Stone, Rewards, poți să deblochezi, practic, poți să cumperi direct rewards-urile și o să progresezi în Battle Pass cu experiență, dar asta cică în Chapter 6, cu începutul chapterului uh, 6. Și o să progresezi la Battle Pass, la fel, în același timp și la Battle Royale și la Lego și la Festival. Ceea ce mi se pare destul de insane și destul de mișto cum fac asta băieții de la Fortnite. Mm, rest, noutăți nu prea mai sunt despre... despre chapterul 8G, care urmează chapter 2 8G, Aici al vedem uh, teaserul cu uh, Mouse Girls și Midas, că de unde ne-am dat seama, poate vă întrebați de unde se da dat seama că o, că o să existe. Asta e teaserul și se vede clar că o să fie un remix, pentru că așa este și titlul la... La chapter mi se pare un pic tras de păr și sunt curios voi ce părere aveți Pentru că eu personal cred că chapter 8G a fost mai bun uh, decât o să fie chapter 2 remix Sper să mă înșel și sper că chapter 2 remix să fie mai bun Pentru că acum al acum în prezent gen o să-l jucăm În pro uh, vreo 3-4 zile maxim, deci nu știu când Depinde de când o să dea drumul la server, băieți. Chiar sunt foarte curios Chiar sunt foarte curios și sper să fie mai bun, deși nu prea pare Snoop Dogg will perform a concert in Fortnite this November Ia de deci acum în noiembrie apare și Snoop Dogg s-ar putea să aibă vreo legătură Deși nu cred că o să-l faci așa de early S-ar putea să-l facem mai spre sfârșitul noiembrie și să avem concert cu Snoop Dogg Wow, wow, chiar, chiar nice, chiar nice Ok, aici vedem shop și în rest colaborare cu, cu Mater and Lightning McQueen. Ok, deci o să vină Lightning McQueen în Fortnite. Um, asta Recreation of Midas Room, of Mida's Room. Ok, am văzut o chestie asta, vreau să vă arăt cu, cu imaginea dintre Midas și Mousekills. E puțin ciudat, pentru că băiatul care a făcut fanmade-ul ăsta, să zic, deși zice că e de la Fortnite Elix nu prea pare să fie Elix pentru că e agent Pili, deși e Fortnite Crew Dar acum ce urmează. Uh, Eu e, puțin sas. Dar imaginea asta e foarte accurate cum arată aici, deși poate e luat efectiv. Și e... pare a fi copy-paste. Nu deci nu-mi dau seama, poate pare a fi copy-paste că văd niște glitch aici și aici parcă nu e la fel de meci. Cred că, cred că efectiv e corpul lui da? Asta că acum am dat seama, cred că e corpul lui Midas da? și au pus fața... Pe lumea, meu, scurs aici, din imagine, da, cred că așa e, cred că așa e, dar, ar fi mișto să fie așa mai skinny. Ar fi mișto să fie mai skinny pentru că, opa, pentru că ar fi mai playable. Da, și cam astea sunt. Asta e teaserul cu Snoop Dogg, mă se apără pe fundal și alte chestii. Deja ne ducem în chestiile care deja sunt în joc. Mă rog, mici, mici chestii despre Fortnite Remix. Momentan nu mai avem noutăți. Astea sunt noutățile în cască că ne știu. Lăsați în comentarii părerea voastră despre aceste 5 skin-uri deja Liquite din Remix 2. Adică Season 2, OG, nu știu cum să zic, cred că zic OG 2 pentru că îmi sună mai bine. Da. Personal v-am zis, nu mă rupe, dar uh, putea să fie și mai rele skin -urile. Sincer, doar ăsta o bolpul, dacă, așa o să zic eu, dacă o să fie editabil, o să fie mișto. Dacă nu, s-ar putea să nu... Mă gândesc că o să fie editabil pentru că și nou G a fost ceva editabil. Dacă v-a plăcut episodul, lăsați like, comentariu, subscribe. Dacă mai vreți episoade de gen, o să mai facem în câteva zile. Poate fix în ziua când apare uh, Fortnite Remix ăsta 2. Ca să vă arăt cu câteva ore înainte ce o să fie tot Battle Pass. Pa, pup!